În timp ce încerca să depășească o coloană de mașini, un tânăr de numai 19 ani din Bustuchin a pierdut controlul volanului. Deși nu recunoaște, martorii povestesc faptul că acesta a avut viteză foarte mare. Șoferul a prins partea de acostament, mașina a lovit un capăt de pod și o bornă kilometrică. Nu fusereți atent sau de ce? Da. Ați avut viteză? Nu comentez, n-am nimic de comentarii. Ce a lovit? De ce s-a lovit? Păi aici a intrat cu capătul ăsta de pod. Probabil a avut viteză, ce a încercat să facă? Că ar fi intrat într-o depășire și altul a viteză, nu știu. Din primele cercetări efectuate la fața locului s-a stabilit faptul că șoferul, un tânăr de 19 ani, în momentul în care efectua manevra de depășire a unui alt autovehicul, a pătruns pe acostament, iar ulterior, pierzând controlul asupra direcției, a intrat în coliziune cu un podeț. Alături de tânăr se afla o mama și sora acestuia, care au ajuns la spital cu fracturi toracice serioase. Acestea vor rămâne internate la spitalul de urgență din Târgu Jiu. Au fost aduse două tinere, victime ale unui accident de circulație. Amândouă sunt cu traumatism toracic și traumatism la coloană cervicală. Nu știm încă rezultatul investigațiilor. Mari probleme nu pun. Numai să știm dacă au probleme la coloana cervicală, atunci se iau măsuri. Accidentul a avut loc pe raza localității Pojogeni.